mă. 3 august 3. Încep să mă emoționez în ultima vreme din ce în ce mai multe lucruri. Probabil, în mod sigur, și din cauza bătrâneții. Așa că eu nu sunt o persoană foarte impresionabilă, ușor impresionabilă. Da, nu-mi plac violențele în filme, imediat schimb de acolo, sau dimpotrivă, melodiile de dragoste mă impresionează grozav. Da. În ce privește cărțile, când eram mult mai tânără și nu era televiziunea care este acum și care concurează pe toată lumea, nu numai cărțile, îmi alegeam de la bibliotecă cele mai groase cărți, că le terminam repede. Și când terminam cartea, îmi părea rău că o termin, era ca și cum mă despărțeam de un bun prieten. Da. Da? O 3-4. Așa. Da, sigur. Și mai ales cu grijă. Le atingem cu grijă, da. Da, și cu emoție. Și când te gândești câți ani au, sute de ani au trecut. Nu de când a fost făcută și câtă lume a citit-o. Sau ne mai întâlnim, rar, dar ne mai întâlnim, cu cărți cu filele întăiate. Și tot timpul m-am gândit că este o carte tristă. Da, n-a citit-o nimeni. N-a interesat pe nimeni. Da, ca să-i taie foile să o citească. Da, ne apropiem cu emoție, sigur, și cu grijă. Cu grijă de... Sunt adevărate comori care le avem în bibliotecă. 1803, biblioteca avea în jur de 16.000 de volume. La ora actuală avem 300.000 de volume. Carte veche, rară, prețioasă, secolele 16-18, 33.000 din acest total. Cea mai valoroasă piesă rămâne Breviarul Brucăntal. De ce are acest nume de Breviarul Brucăntal? Pentru că a fost într-adevăr cumpărat pentru baron din ordinul său și este, mă rog, inestimabil. Nu putem să dăm niciun fel de sumă, să avansăm niciun fel de sumă la valoarea breviarului. Ceea ce putem să spunem că este, deci, din ultimul sfert al secolului al XV-lea și este un manuscris pe piele de vițel nefătat. Foarte bine pregătit și după aceea maiștri, diversi maiștri din țările de jos, da, au pictat acest manuscris. El de ce se mai numește acesta care avem noi, se numește manuscrisul Breviarul Brucăntal? Pentru că a intrat în colecție cumpărat de Brucăntal, dar el este o carte a orelor, așa zisă carte a orelor, în care, deci în afară de serviciile religioase care trebuiau oamenii să țină cont pe parcursul zilelor în săptămână și a săptămânilor în luni și a lunilor în an și se mai specifică și muncile agricole ce trebuiau făcute, obiceiurile de Paști, de Crăciun, de diverse sărbători. Acesta este nu numai înscris, ci și pe deci ilustrațiile de pe margine ilustrează aceste reguli, așa. Pe de altă parte, bineînțeles, sunt și multe scene religioase. De ce sunt numite și iluminate? De ce ele, oricum, au fost făcute și pictate manual și totul este în foiță de aur. Este piesa cea mai valoroasă a colecției noastre. De asemenea, pe lângă
acesta, care este, cum am spus, cel mai... Avem și 422 de incunabule. Nu toate au aparținut de la început colecției. Colecția s-a îmbogățit și de la incunabulele care au fost preluate de la Biblioteca Capelei. Depinde acum ce fel de carte este și cu ce te, la ce te duce gândul în momentul când o atingi. Cum am spus, cărțile astea de 18 și în general cărțile îmbrăcate în piele sunt mult mai calde. Deci când le atingi sunt mult mai calde. Spre deosebire de cărțile contemporane lucioase care sunt reci. Coperta aia lucioasă îți transmite așa o stare de răceală. Da, îmi place, deci galantarul, îmi place, este, face parte din pictura flamandă și olandeză. Este o pictură mare, unul pe unul și, și este un galantar dintr-un magazin de antichități. Cu tot ce vrei în el. Cu scoici, cu lanțuri, cu tot ce vrei. Ăla mi s-a părut întotdeauna foarte interesant. Sigur că mai îmi plac și altele și îmi place portretul baronului care este... chiar în primul salon, salonul de muzică. Deci cum intrăm, acela se numește salonul de muzică. Da, da, interesante și ele. Dar la început erau puse chiar la început aici, gustul cu mirosul, cu... da. Și vânzătorul de lămâi. Și acolo îți transmite, când vezi cum întinde mâna spre lămâi, parcă îi simți mirosul de, de lămâie. Da. Veridice, erau făcute, mă rog, mai veridic. Acum, știți cum e? Noi pentru, nu noi judecăm treburile astea, noi așa le-am preluat și putem să avem o părere sau nu. Nu? Și apropo de capodopere, nu? Omul cu tichie albastră, nu? Ți-l închipui, dacă ți-l închipui, în orice caz mult mai mare decât este. Așa, l-ați văzut, da? De dimensiuni mici. Aici, deci, exact aceeași idee, dacă ți-o închipui pe Mona Lisa și atât ai citit despre ea și așa, când te duci să o vezi, iarăși te dezamăgește mica dimensiune a tabloului în sine. Nu tabloul în sine, dar fiind așa mic, se vede mai bine într-o fotografie, mai bine redată. M-am gândit, cred că era un om echilibrat pentru, și faptul că a trăit așa de mult pentru vremea lor. Vremea aceea să atingi vârstă către 80 de ani era mult. Da, cum să nu, foarte important. Păi, asta ne deosebește de animal. Și animalul mănâncă, să crește, să apără, are și organizare ierarhică și se mulțește, a lăsat-o la sfârșit. Dar n-are artă, nu? Asta ne și de, ne desparte pe noi de regnul animal, nu? Care putem crea atâta, nu mă referim aici numai la pictură, da? Ne referim la muzică, nu? Ne referim și la arta tipografică, părerea mea. Din confesiunile cardinalului Francesco Borromeo, în a sa Prosui Studiis, aflăm că picturile cu flori, ca și cele cu peisaje, au stimulat meditația asupra frumuseții și perfecțiunii lumii, dar și asupra mărinimiei lui Dumnezeu. Hufnagel a ilustrat în lucrările lui acea convingere a epocii că lumea și ordinea ei sunt rodul creației lui Dumnezeu, el însuși fiind prezent în toate lucrurile, chiar și în cele mai neînsemnate care ne înconjoară. Aceste concepții religioase, panteiste, erau subtil încifrate în simboluri și embleme pe care reprezentarea artistică le sugerează în subtext, incitând la
rafinate citiri de către privitorii inițiați. Cele două lucrări, Natură statică cu castane și Natură statică cu melc, realizate de Hufnagel, ca de altfel majoritatea operelor lui, au o compoziție simetrică. Textele din cartușul fiecărei lucrări se continuă unul pe celălalt. Aceste texte sunt citate fidele, ce au fost preluate din Convivium Religiosum, din lucrarea Colloquia a lui Erasmus von Rotterdam. Și acum o să vă spun traducerea în română a citatelor din latină. Ne bucurăm de două ori mai mult când vedem o floare pictată în concurență cu una naturală. La una din ele ne minunăm de invenția naturii și la cealaltă de talentul pictorului și la amândouă de mărinimia lui Dumnezeu, care a toate acestea ni le-a dat nouă spre folosință, în toate, la fel de minunat și care merită a fi îndrăgite. În secolul al XVI-lea era un topos răspândit, conform căruia artistului îi revine rolul de a reprezenta realist natura. Acest lucru este reflectat prin cei doi termeni din text, artificium, care se traduce prin invenție sau iscusința naturii, și ingenium, talentul artistului. Ceea ce este semnificativ în inscripțiile din aceste miniaturi este tocmai faptul că ele dovedesc că în concepția sa, pictorul Hufnagel pune la oaltă cele două componente distincte, invenția, adică artificium, și talentum, ingenium, sugerând astfel că natura etalează în timp ce pictorul își folosește talentul. În reprezentare, studiate cu pasiune și pictate cu îndemânare, cu o delicatețe aparte, obiectele, florile, fructele, insectele, toate cele reprezentate acolo, trezesc sentimente legate de misterul relației noastre cu natura și cu lumea neînsuflețită. Tot ceea ce este reprezentat în recuzita lucrărilor lui Hufnagel este rezultatul unei munci laborioase și considerat ca un dar al naturii. Dispuse pe pergament, asemeni studiilor tradiționale asupra naturii, obiectelor reprezentate li se acordă importanță egală, fiind redate în detaliu. În acest spațiu abstract, dispunerea simetrică de o parte și de alta axei centrale este un capriciu compozițional. Imaginea plastică este menținută de ordinea în dispunerea dezordonată a elementelor în relație cu vaza, care este axa definitorie și ordonatoare a compoziției. Vaza este asociată cu planta vieții, fiind o emblemă a fertilității. Hufnagel este preocupat de tema ciclului vieții, naștere, viață, moarte, renaștere, și de ideea simetriei și a perechilor. Sunt doi fluturi, unul pe o vază, o molie, simbolizând moartea, ca și insectele mici care sunt considerate les amers de mort visitant la terre. Să spun, fără falsă modestie, deși așa sunt eu, foarte modestă, imaginea care am realizat-o a fost selecționată singură din România. Și am participat la concursul acesta internațional și a ajuns până în Japonia. E, nu știu care a fost rezultatul final, poate că nu a fost niciun premiu din moment ce n-am fost anunțată,
Dar faptul că am reușit să eu piticul din grupul de pictură de la liceu să ajung în faza aceasta a însemnat mult pentru mine. Și n-am spus nimănui, dar lucram acasă în camera mea, ori în șir, și cea mai mare bucurie era când mă așezam în fața șevaletului și lucram. Era o descătușare a tuturor stărilor interioare de bucurie sau de tristețe în egală măsură. Spuneam de expoziția omagială Vermeer, care a fost organizată în anul 1996 la Haga. Colegul cu care am fost să vedem expoziția mi-a spus: tu ai realizat vreodată că profilul tău seamănă cu imaginea fetei cu cercel a lui Vermeer de pe afiș? Și am zis: tu vrei să-mi faci un compliment? A zis: nu, uite-te mai bine. Și a rugat și pe alții. Și am zis: aș fi încântată să fie așa, dar bucuria mea cea mai mare este că am reușit să procurăm bilete să vedem această expoziție și într-adevăr a fost un regal. A fost bucuria vieții mele. Lucrarea lui Vermeer, Fata cu cercel, îmi este foarte, foarte dragă. Nu știu de ce, să vă spun în nume de ce. Este ca o comuniune nearticulată între mine și acea tânără. S-a întâmplat foarte adesea. Deci am stat o perioadă de timp până când să pot să articulez comentariile mele raportate în lucrările respective. Așa am simțit. Deci, am fost așa și sunt așa un personaj din spatele cortinei. Așa e firea mea. Alții sunt în primul rând pe scenă. Eu nu am așa firea. Ce să fac? Oh, este existența, pur și simplu. Pentru mine este existența, este o hrană spirituală fără de care n-aș putea trăi. Mă încarcă mental, mă încarcă sufletește foarte mult. Da, asta este. Este o a doua natură. Deci, eu trăiesc foarte mult printr-o pictură și pentru pictură. Sentimentul acesta este uneori copleșitor. M-am aflat în fața unor lucrări în străinătate și așa de puternic a fost sentimentul pe care mi l-a creat impactul cu lucrarea respectivă că a trebuit să mă așez.